său prin veșnica lumină, poetul rătăcit prin constelații, revine acasă în dulcea Bucovina, purtat de un dor nestăpânit prin spații. El ar putea acolo să rămână, luceafăr, călăuză, demiurgic, dar dorul sfânt de dulcea Bucovina mereu îl poartă în ritual liturgic. Versul închinat luceafărului poeziei românești îi aparține poetului, președintelui Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu, Vasile Băcu. Sunt Mariana Struț și vă invit să ascultați Repere Cernăuțene, podcast Book Press și Radio Cernăuți. Vasile Băcu s-a născut la 2 ianuarie 1967 în comuna Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți, Ucraina. Între 1974-1984 a învățat la școala medie din Oprișeni, iar între 1984-1991 a făcut studii la Universitatea de Stat din Cernăuți, Facultatea de Filologie, Catedra de Filologie Română și Clasică. În perioada 1985-87 întrerupe studiile din cauza serviciului militar în termen. Din 1991 activează la ziarul Zorile Bucovinei în calitate de responsabil de emisie și fotoreporter. În anul 1993, în paralel cu activitatea de bază, este numit în funcția de secretar de redacție al ziarului Gazeta de Herța, nou fondat. În 1995 devine redactor șef al publicației, funcție pe care o deține până în prezent. 2001-2005 studiază prin corespondență dreptul la Institutul de Finanțe și Drept din Cernăuți. În anul 2002 fondează revista Familia, însă după apariția a 11 numere pe parcursul a 2 ani, din lipsă de finanțare, revista este temporar suspendată. În schimb, în baza revistei Familia se formează grupul editorial Cuvântul, unde până la ora actuală au apărut peste 20 de titluri de carte în limba română. Nu face parte din niciun partid politic. A fost menționat cu diplome și premii la festivalurile de poezie și proză Tudor Arghezi, Târgu Jiu, George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Mărul de Aur, Bistrița, Avangarda 21, Bacău. Autor de versuri, texte pentru cântece, epigrame, articole de presă, publicate în periodica de limba română, culegeri colective, volume, caiet ostășesc, motiv de toamnă, ecoul toamnei. Este membru fondator al Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți. A fost vicepreședinte, președinte interimar, iar în septembrie 2010 a fost ales în funcția de președinte al acestei societăți. Din 2009, după peste 7 ani de suspendare, contribuie la reapariția organului de presă al societății, ziarul Plai Românesc, ce apare până în prezent în dependență de disponibilitatea de fonduri. Anual Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina Mihai Eminescu. Deja de peste 30 de ani organizează acțiuni culturale de amploare. Limba noastră cea română, eminesciana, mărțișor, florile d'albe. La ora actuală, de câteva ori pe lună, la sediul societății se desfășoară diverse acțiuni culturale, lansări de carte, expoziții, ședințe de cenacluri, întâlniri cu scriitori, pictori din Ucraina, România și Republica Moldova. După reparația capitală realizată cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți, personal a doamnei consul general Irina Loredana Stănculescu, de către Asociația Programatică pentru Dezvoltare Durabilă, președinte domnul Virgil Profeanu, sediul din piața centrală a devenit un adevărat centru cultural al românilor din nordul Bucovinei. Căsătorit. Soția Ancuța este director adjunct în chestiuni de educație și profesoară de limba română la liceul numărul 6 Alexandru cel Bun, cu limba română de predare din Cernăuți. Fiica Daniela a absolvit Universitatea Națională Iurii Fetcovici din Cernăuți și predă la Facultatea de Filologie, Catedra de Filologie Română și Clasică. Fiul Adrian a absolvit aceeași catedră. Nepoțica Solomia este elevă la liceul numărul 6 Alexandru cel Bun, iar nepoțelul Timotei frecventează grupa românească la o grădiniță din Cernăuți. Versuri de Vasile Băcu. Început de an școlar.
Dramă la începutul toamnei. Vântul printre ierbi se plimbă, plâng copiii în limba mamei. Ei nu știu o altă limbă, iar părinții lor sărmanii tot încearcă să-i convingă că nu-i bună limba mamei și mai dulce altă limbă. Cobori, Doamne, pe o clipă, ca puterea ta cerească să-i atingă cu aripa și să-i facă să zâmbească. Fă-le, Doamne, să cunoască toate limbile din lume, dar spre toate să pornească numai de la limbă mumei. Dramă la începutul toamnei, vântul printre ierbi se plimbă, plâng copiii în limba mamei. Ei nu știu o altă limbă. Fântâna albă. În pădurea deasă nu se văd morminte, căci pădurea toată s-a făcut mormânt. Brazii stau de veghe ca icoane sfinte, pentru rugăciune nu găsesc cuvânt. Calc încet pe vreascuri, teama mă străbate, parcă ar fi din oase crengele, trosnesc. Foșnetul de frunze în suflet mă răzbate. Cum aș înțelege despre ce-mi șoptesc? Simt cum timpul trece, simt cum clipa zboară și mă răstignește acuzarea lor, că-s născut acum, nu odinoară, și că pentru țară n-am putut să mor. În pădurea deasă păsările cântă, însă nu ca toate, parcă ar boci. De ce oare, Doamne, ele nu cuvântă? Poate ele în cântec multe ar povesti. La fântâna albă, albi sunt doar bătrânii, restul-i totul negru și pământ și cer. Neagră e și roua și culoarea pâinii, cad din cer amare lacrimi de adevăr. Poetul și Bucovina, lui Mihai Eminescu. În drumul său prin veșnica lumină, poetul rătăcit prin constelații revine acasă în dulcea Bucovina, purtat de un dor nestăpânit prin spații. El ar putea acolo să rămână, luceafăr călăuză de miurgic, dar dorul sfânt de dulcea Bucovina mereu îl poartă în ritual liturgic. Nu-l căutați pe străzile bătrâne. El vine în blând colind pe la ferestre, cuvântul lui prin veacuri ne rămâne, cea mai bogată și frumoasă zestre. În drumul său prin veșnica lumină, poetul trist se plimbă printre stele, dar versul lui prin inimile noastre, ca un ecou colindă în Bucovina. Satul meu. Satul meu copil, legănat de istorie, împodobit cu mărgăritare de veacuri, panțirii domnești și astăzi îți poartă gloria pe calea lacteei a anilor cu numele oprișeni scris pe steaguri. Cu teamă pășesc pe glia străbună, de unde răzbat dangă de clopot și zgomot de săbii, respir aerul sfânt din care nici când nu apune plânsul celor duși pe-a durerii corăbii. Va veni clipa când și eu mă voi duce, cum pe dealuri apune o simplă rază de soare, dar sufletul meu va fi liniștit la răscruce, din glia străbună o altă mlădiță răsare. Trenul morții în memoria celor deportați. Trenul ce gonea spre răsărit, încărcat cu tragice destine, nu era un tren obișnuit, el gonea pe oase, nu pe șine. El scotea afară fum de pipă, bocete scotea sirena lui și părea cu o strașnică aripă. În mână în lumea nimănui, trenul ce gonea ca un blestem, prin hățișuri de străinătate, depănând în goana al vieții ghem, să ajungă până la gara moarte. El și acum vine uneori, rătăcește în vis ca o nălucă și țăranii noștri, pe la zori, dorm și în vis se tot gătesc de ducă. Trenul ce gonea spre răsărit, încărcat cu tragice destine, n-a rămas în timp împotmolit, el a fost azi noapte după mine. Părinților, de mic copil m-ați învățat că fericirea n-am să o găsesc în lucruri ce lucesc, mi-ați dat la drum doar stima și iubirea față de cei ce pâinea făuresc. Voi nu m-ați învățat științe înalte, doar singur școli înalte n-ați făcut. Mi-ați spus să fiu prieten cu dreptate și ea mi-a fi mereu în viață scut. Acum pășesc neobosit prin lume și dorul vostru în inimă îl port. Mă bucur când aud al cinstei nume, minciuni și lașitate nu suport.
Nu pot privi la rău cu nepăsare, văd jalea altui, sar în ajutor, prieteni vreau să fiu cu fiecare și bucuria mea e a tuturor. Ați ascultat Repere Cernăuțene, un podcast Bucpreș și Radio Cernăuți, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Bucpreș, informația care contează!